Evanghelia după Luca, al 19-lea capitol, vom reciti ceea ce s-a citit și dimineață, paragraful de la versetul 1 până la versetul 44 și vom adăuga un verset din epistola 1 Petru, capitolul 2, versetul 12. Să ascultăm cuvântul. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis: dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi, vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Și din 1 Petru, capitolul 2, versetul 12, un îndemn pentru toți copiii lui Dumnezeu. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. În duminica de dinaintea răstignirii sale, Domnul Iisus s-a apropiat de Ierusalim, a intrat în Ierusalim, fiind primit de mulțime cu un mare entuziasm și proclamat ca împăratul care vine. Domnul Iisus împlinea o profeție rostită în vechime cu privire la faptul că Mesia, Salvatorul Fiului Dumnezeu, va intra în cetate blând, călare pe un asin, pe mânzul unei măgărițe. Aceste cuvinte s-au împlinit în ziua de florii. Și noi astăzi sărbătorim intrarea Domnului nostru Iisus în Ierusalim. Cuvântul ne spune că în această zi, printre altele, Domnul nostru Hristos a restaurat templul din Ierusalim, spunând că Dumnezeu a rânduit casa sa să fie o casă de rugăciune. Scopul pentru care este ridicată, zidită și așezată casa lui Dumnezeu este să fie o casă de rugăciune. În mersul lucrurilor din vremea respectivă, oamenii făcuseră din casa lui Dumnezeu un loc pentru alte planuri și pentru alte gânduri. Mântuitorul a fost nevoit să scoată afară pe cei care făcuseră din casa lui Dumnezeu pricină de negoți și să restaureze închinarea în mijlocul templului lui Dumnezeu, a casei lui Dumnezeu, spunând: casa mea va fi o casă de rugăciune. Tot în ziua aceea de florii, Domnul Iisus a plâns pentru Ierusalim, pentru cetatea Ierusalim, pentru locuitorii Ierusalimului, observând faptul că oamenii aceștia au fost beneficiarii harului lui Dumnezeu, a iubirii lui Dumnezeu, a compasiunii lui Dumnezeu, că au fost în atenția lui Dumnezeu și au fost binecuvântați cu o mulțime de binecuvântări, care au trecut pe lângă ei fără să le priceapă semnificația. Și acum, în această zi, zi de florii, zi de mare cumpănă, ei pierdeau ce este mai valoros sub soare. Pierdeau oportunitatea mântuirii. Iisus a vorbit despre ziua cercetării. Adevărul e că în viața unui om, Dumnezeu rânduiește multe zile. Câte zile n-au fost până acum de când ne-am născut? Dar dintre aceste zile pe care Dumnezeu ni le rânduiește, a zice că 4 dintre ele au o semnificație, o încărcătură cu totul aparte. Prima zi, cu mare semnificație, este ziua în care ne-am născut. Este atât de însemnată ziua aceea încât ea e consemnată într-un act oficial. Puține zile din viața unui om sunt consemnate într-un act oficial. Ei, ziua nașterii este consemnată în certificatul nostru de naștere. Este o zi foarte importantă. Ziua în care Dumnezeu ți-a dat viață. Ziua a doua, și ea cu mare încărcătură și semnificație, și ea consemnată într-un certificat oficial, este ziua în care murim.
Certificatul de naștere este înlocuit cu un alt fel de certificat în care este consemnată data în care vom fi murit. Ziua morții este și ea importantă în viața unui om. Cu siguranță că ziua morții este ziua aceea în care vom face primul pas în eternitate. Ne vom muta în lumea aceasta terestră, corpul va rămâne în urmă, supus putrezirii, iar sufletul care este nemuritor se va duce în lumea de dincolo. De aceea este însemnată ziua morții. Este momentul plecării din lumea aceasta. A treia zi, cu mare semnificație, este ziua judecății. Biblia vorbește și despre această zi. Este o piatră de hotar. Este ziua în care vom fi duși în fața lui Dumnezeu ca să dăm seamă de felul în care am trăit pe pământ, de faptele pe care le-am făcut, de vorbele pe care le-am rostit, într-un cuvânt, de viața pe care am trăit-o pe pământ, ziua judecății. Biblia vorbește despre o a patra zi, foarte importantă și ea, de o importanță potrivită celor trei, nașterea, moartea și judecata. Aceasta a patra zi este ziua cercetării. Zi în care, într-un mod cu totul aparte, Dumnezeu are în atenție sufletul nostru. Este ziua cercetării. O zi în care Dumnezeul Creator își pironește înspre sufletele noastre privirea și ne caută, ne cercetează. Ziua cercetării. Această zi este cu atât mai importantă, însemnată, cu cât în ea, în timpul ei, se hotărăște dacă vom fi sau nu mântuiți. Desigur, în funcție de felul în care vom răspunde atenției cu care Dumnezeu ne onorează. În această după-masă, la această slujbă de botez și sărbătoare de flori, vom vorbi despre ziua cercetării. Patru lucruri vom spune despre ea. Aceste patru lucruri pot fi ușor observate în pasajul, primul pasaj pe care l-am lecturat. În primul rând, ziua cercetării este ziua în care Dumnezeu te caută. Este ziua în care Dumnezeu ne caută. Intrăm în atenția Lui. El e preocupat de sufletele noastre, se gândește la noi, are un plan pentru noi. Ziua cercetării este ziua în care Dumnezeu ne acordă atenție, ne bagă în seamă. Nu e puțin lucru ca Dumnezeu, făcătorul cerului și al pământului, să acorde atenție unui om muritor, să caute sufletul acelui om și să-l caute cu gândul de a-i face bine, de a-l salva, de a-l binecuvânta. S-ar putea ca semenii noștri să nu pună mare preț pe noi. S-ar putea ca ființa ta să nu fi intrat vreodată în atenția vreunia dintre oamenii mari a acestei lumi, cum i-am putea socoti noi, cei care suntem oameni obișnuiți. Dar dincolo de acest anonimat în care s-ar putea să trăim, în ziua cercetării devenim centrul atenției lui Dumnezeu. Dumnezeu ne caută. Dumnezeu ne cercetează. În pasajul pe care l-am citit, Iisus spunea despre Ierusalim, e și versiunea de la Matei în completare, dar și în pasajul acesta, dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Ca în Matei, în capitolul 23, versetul 37, Iisus să Evanghelia aceasta să consemneze cuvintele Domnului Iisus, care printre lacrimi a zis în ziua de florii: Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine. Observați, vă rog, aici două cuvinte cheie: proroci și cei trimiși la tine.
În cursul secolelor trecute, a anilor trecuți, Dumnezeu se îngrijise ca pentru poporul Israel să fie trimiși prorocii lui Dumnezeu, oamenii lui Dumnezeu, trimiși de Dumnezeu, trimiși ca să reprezinte glasul lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, căutarea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu. Dar în fața acestei căutări, răspunsul a fost respingerea. Ucizi cu pietre, omori pe proroci. De câte ori n-am vrut să strâng copiii tăi cum îți strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut. Iisus vorbea, Dumnezeu vorbea aceste cuvinte încărcate de mare profunzime și cu mare semnificație. Am vrut să strâng copiii, am vrut să-ți fac bine, te-am căutat, am vrut să salvez sufletul tău, dar n-ai vrut tu. Ziua cercetării. Imaginea aceasta este extrem de sugestivă, cum strânge găina puii sub aripi. Nu știu dacă ați avut vreodată ocazia să vedeți ce se întâmplă când o găină înconjurată de boboci, prin curte, prin grădină, ei merg încolo, încoace, caută prin iarbă să se hrănească, iar mama puiilor veghează. Eu în copilărie la țară, nu odată am văzut această imagine și mi s-a întipărit bine în minte. De undeva de acolo, între dealuri, din mijlocul pădurilor, se ridică în aer un uliu care pândește prada și de acolo, de la înălțime, plutește deasupra satului și în grădina noastră observă găina și boboci. Și din înălțime se năpustește cu gândul să răpească pe unul. Dar ca printr-un miracol, ceva se întâmplă. De undeva se dă alarma, un sunet specific și deodată din toate părțile, din toate direcțiile, puii aleargă cu toții înspre mama lor, care își ridică aripile și toți se ascund sub aripi. Uliu nu mai găsește niciunul, îi rămâne să se războiască cu mama. Și de cele mai multe ori, găina a învins. Această imagine este pusă în atenție de Domnul Iisus. De data aceasta, sufletele noastre sunt pui. Iar Dumnezeu, Domnul Iisus, se reprezintă pe El prin această mamă a puiilor, zicând, de câte ori n-am vrut să vă adun, să vă apăr, să vă protejez, și n-ați vrut. N-ați vrut. Dați-mi voie să vă întreb, dumneavoastră vreți? În ziua cercetării Dumnezeu ne caută. Iisus a venit la ai săi, El s-a apropiat de Betania, a intrat în Ierusalim, a intrat în templu. El acordă atenție oamenilor. El a rostit cuvinte care ilustrează atenția lui Dumnezeu față de sufletele oamenilor. Amintiți-vă de acele pilde din Evanghelia după Luca, pilda cu bănuțul pierdut, pilda cu oaia cea pierdută, pilda cu fiul cel pierdut, pe care rând pe rând femeia care s-a simțit în pagubă cu banul pierdut, păstorul care are oaia pierdută și tatăl care a rămas fără fiu, își caută cu pasiune ce le este drag. Frumusețea acestor pilde este că se sfârșesc toate foarte frumos. Banul e găsit, oaia e găsită, fiul se reîntoarce acasă. Întrebarea care se ridică este, ce vei face tu? Ziua cercetării este ziua în care Dumnezeu îți acordă atenție și te caută. Vă rog să observați că în aceste parabole nu există nici măcar un reproș cu privire la întrebarea, ce s-a întâmplat cu banul acela de s-a făcut pierdut? Ce s-a întâmplat cu oaia de s-a pierdut? Deci nu se discută despre aceasta. În atenție este doar grija păstorului care o caută. E vorba de el. Că dacă ar fi să se ridice întrebarea, de ce a ajuns sufletul tău pierdut?
De ce nu-i bine? De ce nu-i starea ta duhovnicească potrivită? De ce n-ai liniște și pace în sufletul tău? De ce nu te poți bucura de ce e în jurul tău? De ce n-ai odihnă? De ce nu merg lucrurile bine? De ce nu se încheagă? De ce n-ai liniște în duhul, în interiorul tău și cauți în fel și fel să le compensezi? Astea sunt întrebări la care va trebui să răspunzi dumneata. Dar în această zi, rostim în mijlocul acestei adunări că este ziua cercetării și în această zi a cercetării Dumnezeu are milă de sufletele noastre și ne caută, binecuvântat să fie în numele Lui în viață. Notează-te, rog, prezența ta în mijlocul acestei adunări, auzind cuvintele pe care le auzi, cântările care s-au cântat, toate acestea reflectă că este ziua cercetării. Eu aș spune că nu e o întâmplare. E posibil ca cineva să-ți fi spus, vin-o. Sau e foarte posibil să fi dorit să vii. Odată am întâlnit pe cineva aici în holul bisericii și l-am întrebat dacă a mai fost la biserică. Și a spus, niciodată n-a mai fost. Cunoașteți pe cineva din biserica Emanuel? Și a spus, nu cunosc pe nimeni. V-a chemat cineva, v-a spus că aici este biserică? Și a spus, nu mi-a spus nimeni. Și totuși, cum ne-ați găsit? Și răspunsul a fost, m-am plimbat pe stradă și am văzut că aici este biserică. Am văzut oameni intrând și am intrat și eu. Ziua aceea pentru acel suflet a fost ziua cercetării. Dumnezeu a cercetat ființa aceea, s-a botezat în apă și este membru în această biserică. O să vă spunem altă dată cine e. Dar Dumnezeu cercetează. Poate că cineva din familie te-a chemat. Poate că o datorie de onoare te-a împins aici. Că vei spune, nu-mi stă bine să stau acasă când neamul meu face astăzi botez în apă. Îi cinstesc evenimentul venind. Dincolo de această componentă omenească, dați-mi voie să vă spun că cel care a așezat și a potrivit circumstanțele este Dumnezeu, care are grijă de sufletul tău, care își cercetează sufletul. E ziua cercetării. Zi în care Dumnezeu te caută. Ierusalim n-a vrut. Dumneata vei vrea? Al doilea adevăr despre ziua cercetării. Ziua cercetării este ziua în care Dumnezeu are milă de noi. El ne caută în dragostea sa salvatoare. El ne caută în mila sa. E demn de observat că Iisus, când s-a apropiat de cetatea Ierusalim și a văzut-o, ne spune Scriptura, Luca 19:41, Iisus a plâns pentru ea. Acest plâns al Domnului nostru Iisus reflectă compasiunea lui Dumnezeu, dragostea Domnului nostru Iisus, mila sa pe care o arată față de noi. Israel a respins căutarea lui Dumnezeu, a respins harul lui Dumnezeu, a bagiocorit legea lui Dumnezeu, a întors spatele la Dumnezeu. Dumnezeu însă nu. Aduceți-vă aminte că prin profetul Osea se zicea mult timp înainte, profetul Osea a profețit, a slujit pe Dumnezeu în mijlocul unei generații care s-a împietrit și s-a împotrivit tare căutării lui Dumnezeu. În fel și fel i-a vorbit Dumnezeu și generația aceea s-a împotrivit, persecutând pe slujitorii lui Dumnezeu. Iar acum, după toate aceste împotriviri, în inima lui Dumnezeu s-a ridicat o întrebare. O citim în Osea 11, versetul 8. Cum să te dau, Efraime? Cum să te predau, Israele? Cum să-ți fac ca Admei? Cum să te fac ca Țeboimul? Două cetăți care pieriseră sub judecata lui Dumnezeu. Era această întrebare, te-am cercetat, te-am căutat, ți-am trimis mesajul meu, ți-am vorbit prin slujitorii mei, ți-am arătat dragostea mea. Și în loc să o primești, mi-ai întors spatele. În loc să îți deschizi sufletul și să mă primești, m-ai batjocorit. Acum ce să fac?
O variantă este judecata. Și cealaltă? Mi se zbate inima în mine și tot lăuntrul mi se mișcă de milă. Aud pe unii oameni spunând că Dumnezeu nu iubește sau n-are milă. Dați-vă, vă rog. În ziua cercetării, Dumnezeu ne arată compasiunea sa, mila sa, binecuvântat să fie în numele Lui în veci. E cu totul mișcător să constați că un suflet, un om, care a fost responsabilizat de Dumnezeu cu liber arbitru, care i s-a pus în față dreptatea și legea lui Dumnezeu și a fost lăsat să aleagă, omul acela s-a întors cu spatele la Dumnezeu, a călcat legea lui Dumnezeu, s-a răzvrătit față de Dumnezeu, a iubit mai mult nelegiuirea decât pe Dumnezeu și în loc să facă Dumnezeu dreptate pedepsindu-l, Dumnezeu îl cercetează căutându-i sufletul pierdut, Dumnezeu îl cercetează ca să-i ofere milă salvatoare. Este îndurarea lui Dumnezeu, slăvit să fie în numele Lui în viac. Al treilea adevăr. Ziua cercetării este ziua în care Dumnezeu îți descoperă adevărul, adevărul care îți poate mântui sufletul. Ziua cercetării este ziua în care Dumnezeu ne descoperă adevărul. În pasajul nostru, versetul 42 până la 44, vă rog să observați. Iisus a plâns pentru cetate și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, adică acel adevăr care putea să-ți dea pacea, ele sunt ascunse de ochii tăi. Sunt lucruri care pot da pacea, adevăruri care pot da pacea, o revelație a lui Dumnezeu care te conduce la pace, la bucurie, la împlinire, la mântuire. În ziua cercetării, Dumnezeu este gata să le descopere. Să ni le spună. Există un adevăr pe care Dumnezeu în ziua cercetării îl pune în față. Și poate că cel mai greu adevăr de primit și de acceptat este adevărul despre tine însuți. Adevărul despre Dumnezeu îl acceptă ușor. Dar când este să se vorbească despre noi înșine, despre starea noastră spirituală, despre realitatea în care se găsește sufletul nostru, despre trecutul nostru, prezentul nostru, despre faptele noastre, despre starea noastră, despre iubirile și pasiunile noastre, prioritățile noastre, despre căderile noastre, despre confuziile în care ne găsim, de încăpățânările și ambițiile în care trăim, de orbirea în care ne complacem și pe care o lăudăm ca fiind văz clar. Acest adevăr este greu de acceptat. Dar în ziua cercetării, Dumnezeu ni le pune în față. Ziua cercetării este ziua în care Dumnezeu ne spune adevărul. Există un adevăr cu privire la noi înșine. Cu privire la mine, cu privire la tine, oamenii din jur au părerea lor. Dumneata, cu privire la tine, ai părerea ta. Dar dincolo de opinia celor din jur sau de opinia personală cu privire la tine, la mine, este adevărul lui Dumnezeu. În ziua cercetării, Dumnezeu ne pune în față oglinda aceea și ne lasă să vedem adevărul despre noi înșine. Ierusalime, Ierusalime, de-ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Țineți minte, Dumnezeu ne descoperă adevărul în ziua cercetării. Și dacă în ziua cercetării alegem să ne împietrim mai departe, în următoarea zi Dumnezeu va ascunde adevărul acela. Acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Există o vreme în care Dumnezeu ne este favorabil, o vreme în care ne caută, o vreme în care ne caută în mila sa și putem să înțelegem compasiunea sa și în vremea aceea ne spune adevărul. Adevărul e că oamenilor nu le place să audă adevărul. Nu ne place să auzim adevărul. Nu știu de ce este întipărită în natura noastră această înclinare spre autoamăgire.
e bolnav pe moarte. Poartă în el o boală incurabilă și preferă să fie mințit decât să afle adevărul. Se duce la pierzare, e înlănțuit în legăturile păcatului și vrea ca părintele și pastorul să-l laude, să-l bată pe umăr și să-i spună bravo, felicitări, tu-ești grozav. Se complace în păcate mizerabile, în adulter și așteaptă de la cei din jur să-i spună felicitări, ce faci tu, e justificat. Iar dacă cineva vine și îi spune, vezi că ce faci te duce la moarte, fapta asta e păcat, deodată prinde ură pe acela care îi spune adevărul. Știți dumneavoastră, avem minte când facem așa? În ziua cercetării Dumnezeu ne spune adevărul. Și întotdeauna când El ne spune adevărul, ne face bine. Ceea ce ne poate orbi ochii în ziua cercetării este mândria noastră. Sunt autojustificările prin care explicăm la nesfârșit că e justificat ce facem. E duhul de judecată. Mereu găsești pe altul mai rău decât tine. Și făcând așa, rămâi în orbire. E mare har să se ridice lângă noi cineva și să ne spună cu îndrăzneală în numele lui Dumnezeu adevărul. E ziua cercetării. Cum e mai bine? Să fim lăsați în pornirile noastre, să nu fie cineva lângă noi, să ne tragă de mânecă și să ne spună, iată? Iisus și-a atras sfârșitul, omenește vorbind, din pricina faptului că a spus acelor oameni adevărul. Profeții din vechime care au vorbit Ierusalimului și-au atras sfârșitul martiric pentru că a vorbit adevărul. Dacă dumneata vei urâ, vei disprețui, vei respinge și desconsidera pe cei care spun adevărul, dă-mi voie să spun, sufletul tău este tare rătăcit. Tare rătăcit. E vremea cercetării, Dumnezeu te caută. Îți revelează compasiunea, mila sa. Și în același timp îți revelează adevărul. Această cunoaștere, acest adevăr nu este revelat ca să fim umiliți prin el, ci ca în felul acesta să ni se deschidă ochii și perspectivele ca să găsim cu adevărat pacea, cu adevărat libertatea și bucuria, slăvit să fie în numele lui Dumnezeu. Mare, mare judecată și nenorocire este pentru un suflet care nu mai are pe lângă el pe nimeni care să-i spună adevărul. Poate că odată un tânăr sau o tânără ar spune că e supărat pe tata și pe mama. Te trage de mânecă și spune, la ora 10 și jumătate ești acasă. Și te superi că ți-a spus asta. Dacă ai făcut ceva ce nu e potrivit și ți-a atras atenția, iară te superi. Dacă îți restricționează anumite libertăți, arătând încă o dată că trebuie să te îndrepți, poate că și asta deranjează. Dar dați-mi voie să vă spun că cea mai mare nenorocire care se poate întâmpla este să fii lăsat de capul tău. Cea mai mare nenorocire pe care o poate avea un tânăr este să vină la ora 3 și jumătate noaptea acasă, băut, cu banii cheltuiți, cu sufletul pustiu și să nu fie nimeni să-l întrebe la ce ore a venit acasă, unde ai fost. Dacă ai pe tine, dacă ai lângă tine pe cineva care spune adevărul, binecuvântează pe Dumnezeu, că e îndurarea lui Dumnezeu pentru tine. Și deschide sufletul. Este vremea cercetării. Poate să fie o soție, poate fi un soț, poate fi un prieten, o prietenă, poate fi un coleg, poate fi un slujitor al lui Dumnezeu din vreo biserică, care se va vorbi din partea lui Dumnezeu. Rău e când nu ne mai vorbește nimeni. Ascultați, vă rog, ce anunță Dumnezeu că se întâmplă cu aceia care
care refuză cercetarea lui Dumnezeu în ziua cercetării. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, de la versetul 7 până la versetul 12, cuvântul Domnului în locul acesta, ne spune așa: taina fără de lege a și început să lucreze și trebuie numai cel ce oprește acum să fie luat din drumul ei. Și atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi la arătarea slavei, la arătarea venirii sale. Arătarea lui se va face prin puterea satanei și prin tot felul de minuni și semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Și auziți, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Și pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți, din această pricină Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Pentru că toți cei ce n-au crezut adevărul și au găsit plăcere în nelegiuire să fie osândiți. Iată ce cuvinte grele și cuvinte de judecată. În vremea cercetării, în ziua cercetării, Dumnezeu ne spune adevărul. E har, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu, dacă adevărul acesta ajunge în inimile noastre. Când omul e lăsat în voia lui, când nimeni nu-i mai atrage atenția, atunci urmează în curând judecata. În ultimul rând, în această după masă, ziua cercetării este ziua în care te poți întoarce la Dumnezeu. Iată cele patru adevăruri distincte. În ziua cercetării Dumnezeu te caută. Poți cunoaște în al doilea rând mila lui Dumnezeu. În ziua cercetării Dumnezeu îți spune adevărul. Și în ziua cercetării te poți întoarce la Dumnezeu. Ierusalime, Ierusalime, de-ai fi cunoscut măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Ferice de acela care se întoarce la Dumnezeu în vremea cercetării. Cuvântul în pasajul pe care l-am citat anterior, cel din 1 Petru, capitolul 2, ne vorbește despre datoria creștinilor care sunt chemați să trăiască cu frică de Dumnezeu în mijlocul împotrivirii și batjocorilor din partea celor care nu cunosc calea lui Dumnezeu. Și în timpul acesta, creștinilor îi se cere să trăiască în fapte bune, pentru ca cei oameni care pentru moment sunt orbiți de dușmânia și răutatea lor, să dea lui Dumnezeu slavă în acea zi de Dumnezeu planificată, numită ziua cercetării. Va veni ziua în care Dumnezeu va deschide ochii, va veni ziua în care Dumnezeu va pune în față oportunitatea mântuirii, va veni ziua aceea în care oamenii vor fi cercetați de Dumnezeu și convins să se întoarcă la pocăință. Dar în ziua aceea, să dea un răspuns. Și pentru mulți dintre cei care ne găsim aici astăzi, ziua cercetării este chiar acum. Moment prielnic ca să ne putem întoarce la Dumnezeu. Ierusalim, cetatea Ierusalim a pierdut atunci oportunitate. N-a vrut să se întoarcă la Dumnezeu. La scurtă vreme s-au obătut asupra lor urgii. Se împlineau cuvintele, vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi, din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Cuvintele acestea urmau să se împlinească în anul 70. Armatele romane au venit și au înconjurat Ierusalimul, au asediat cetatea, Iosif Flavius consemnează ce s-a întâmplat. A venit și ziua aceea în care Ierusalimul a căzut. Știți ce au făcut atunci evrei? Iosif Flavius spune că dezorientați, dezorganizați, dar în același timp, legându-se de ultima speranță, s-au dus în masă la templu. Preoții s-au dus în templu. Au fost aduse înaintea lui Dumnezeu rugăciuni. Poporul a strigat după mila lui Dumnezeu, după ajutorul lui Dumnezeu. Au cerut îndurarea lui Dumnezeu, salvare din partea lui Dumnezeu. Au plâns cu lacrimi, preoți au adus jertfe, s-au adus cântări, leviți au fost acolo. Și știți ce a făcut Dumnezeu? Asta e tulburător de observat. N-a făcut nimic. Efectiv, n-a făcut nimic.
Au fost acolo oameni care au cerut ajutorul lui Dumnezeu și Dumnezeu n-a făcut nimic. E cu atât mai tulburătoare această observație cu cât, comparând-o cu altă împrejurare, tot din viața Ierusalimului, de data aceasta este regele Ezechia. Ierusalimul era și atunci înconjurat. O armată numeroasă îl asedia. La un moment dat a fost rostită o batjocoră. Noi dăm cai, voi puteți da atâția călăreți câți cai dăm noi. Și au râs de ei. Poporul s-a dus din nou în templu și a zis, Doamne, ai milă de noi. Și atunci Dumnezeu i-a ascultat. A poruncit unui înger să meargă în tabăra sirienilor și într-o noapte a fost nimicită întreaga cea armată, 180.000 de soldați. Ar fi putut Dumnezeu să facă așa și în anul 70? Știți de ce n-a mai făcut așa? Pentru că, mulți ani în urmă, generația aceea a zis, nu ne interesează Dumnezeu. Nu ne interesează pocăința, nu ne interesează credința, nu ne interesează să ne întoarcem la Dumnezeu. Pe trimișii lui Dumnezeu i-au blestemat, i-au persecutat, pe Iisus Hristos l-au pus pe cruce, pe apostoli i-au dat la moarte, i-au socotit niște nelegiuiți, i-au bajocorit în fel și fel. Lui Iacov i-au tăiat capul, pe Petru l-a pus în temniță, pe Ștefan l-a omorât cu pietre. Și-au zis cu mândrie, sângele acestora să cadă asupra capului nostru. Și-au batjocorit credința. Și după ani a venit strâmtorarea. Și în strâmtorare, în vremurile de după ziua cercetării, au zis, ai milă, Doamne. Și Dumnezeu n-a răspuns niciun cuvânt. Asta trebuie știut. Dumnezeu nu stă la îndemâna noastră ca să uzăm de puterea și de prezența Lui după cum ne sunt nouă pornirile și apucăturile. El te caută în vremea cercetării. Își revelează dragostea, compasiunea față de sufletul tău, nereproșindu-ți viața trăită în păcat. E dispus să te ierte, să te restaureze, să te primească. Îți va vorbi adevărul dureros în dragoste ca să fii salvat. Și dacă în ziua aceea cercetării îți deschizi în fața lui Dumnezeu inima și prinzi oportunitatea mântuirii și te împaci cu Dumnezeu, sufletul tău are pace. Dacă te împietrești, dacă zici altă dată, dacă spui nu e pentru mine, s-ar putea ziua cercetării să treacă. Nimeni să nu te mai deranjeze. Să fii apreciat de cei din jur, să te simți de succes, să râzi de cei care se înfrânează și să numești căile pe care mergi, căile înțelepciunii. Într-o zi însă, vei ajunge la strâmtorare. Și în ziua aceea, poate că vei striga către Dumnezeu. Să știi că nu va veni niciun răspuns. Răspunsul este în ziua cercetării. Pentru Israel n-a fost niciun răspuns. Citiți, vă rog, Scriptura și observați că vremea mântuirii este doar în ceasul cercetării și dacă se sfârșește acel ceas, după aceea este doar judecată. Zilele pe care omul le mai are de trăit pe pământ pot fi multe și fiecare zi trăită pe pământ, abandonat de mila lui Dumnezeu, de harul lui Dumnezeu, este o formă de judecată. Omul e lăsat în voia pornirii inimii lui, cum scrie în Epistola către Romani, Apostolul Pavel, cuvântul acesta este capitolul 1, aș vrea să cităm versetul 24 la versetul 26, Romani 1, 24-26, un cuvânt tulburător. De aceea, pricina faptului că n-au dat lui Dumnezeu slavă, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singuri trupurile, căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului care este binecuvântat în veci. Asta s-a întâmplat. Mare har din partea lui Dumnezeu
să avem pe cineva lângă noi, oameni care ne iubesc, o comunitate în care suntem doriți și așteptați, în care în dragoste ni se spune adevărul. Să prețuiți pe oamenii aceia. Ei sunt trimiși lui Dumnezeu în viața voastră. Se fac nepopulari vorbind lucruri pentru care își pot atrage împotrivirea voastră. Să fiți oameni înțelepți și să priviți adevărul. Este ziua cercetării. O vreme pe care trebuie să o conștientizăm și o vreme în care trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu. E vreme potrivită pentru pocăință. Astăzi, 8 persoane vor mărturisi credința lor, Domnul Iisus, în apa botezului. Baptistierul este chiar aici, lângă mine. În următoarele minute va fi dezvelit. Candidații vor intra în apa botezului. Le vom auzi mărturia. Dar dincolo de ceea ce ochii ne văd și urechile ne aud, mă rog lui Dumnezeu să auzim vocea Duhului Sfânt, care va arăta și în dreptul sufletului nostru că Dumnezeu te caută, are milă de tine, îți revelează adevărul și îți dă oportunitatea pocăinței. Dumnezeu să fie cu noi. Amin.